Asta e un aspect. Exercițiile care se țin, rolul lor este să învețe. Ei nu se vor opri niciodată. Noi nu facem acum exerciții numai să vedem după colectiv. Exerciții s-au făcut și înainte de colectiv și se vor face mult încă după. Parte din pregătire personalului ISU, medical, orice personal care lucrează în intervenție, sunt exercițiile. Numai că unele exerciții sunt punctuale, sunt mai mici și nu le vede lumea, dar colegii le fac și nu se anunță, pentru că n-au un impact major, nu se blochează circulația pentru ele și asta, dar ei le fac. Alte exerciții sunt foarte mari și atunci se sesizați și dumneavoastră, vede lumea că se face un exercițiu. Dar de la începutul anului până acum, din ce știu și poate să confirme domnul general, au fost efectuate pe plan național câteva sute de exerciții, dacă nu chiar depășesc 1000 dată. Mii de exerciții, dar exerciții sunt de la exercițiu mic, care implică două echipaje, până la exercițiu care implică două, trei județe. Deci să nu uităm exercițiul NATO, care iarăși a avut un rol major pentru noi în evaluarea noastră pentru o reacție la un incident foarte grav, care a avut loc la Mureș pe realitate virtuală și care au participat la el mai multe țări și care raportul lui de evaluare va fi gata prin lună septembrie, începutul lunii octombrie, va fi un raport de evaluare mai amplu pe exercițiul respectiv și la care a participat și domnul general, și Ministerul Apărării, și forțe din mai multe județe și, bineînțeles, cum am zis, din mai multe țări.